A vrea careva să intre în coastă după mine, cum stă? Stă că remorca e în drum. Bă, e greu mă să ai tona de așa, mă uit când intru în sens. Eu intru greu de tot. Știi, acum chiar am tonaj. Salutare, dragi prieteni! Hai să vă plimb cu câinele, episodul 1! Vă plimb cu câinele, episodul 2! N-am timp să mai respir, dar vreau să trăiesc, să știi. Nu contează ce-am făcut, dacă am mai trecut o zi. Timpul nu mă întreabă dacă e rău sau dacă e bine. Și timpul nu mă lasă nici să mai vorbesc cu mine. Bine! Bine, bă, băiatule! Bine, bă! Haide! Haide! Haide, unde mergem? Ia uite, om, ilogul ăsta iar îmi face o manevră, mă. Bă, de-aia îl înjur, mă, și-l spur și-l ciretez. Bă, milogule, mă, nu mai fă așa, bă, când îți dau primul ok să fie ființă. Gata. Să reveni, gata. Bă, trebuie să ridic eu patul de la mană în sus. Să las scaunul un pic pe spate, știi? Să fie altceva, să văd mai mult în față, să văd mai mult lali. Mai mult lali, mai mult lali. Lasă volanul mai jos, atunci. Să văd în față. Deci, dragi prieteni, s-a fost încărcată suluri mari de hârtie, pace. Uite cum s-a luat cu oamenii, ați văzut? Să mă dau și pe partea ta pe stânga, acolo. Ăsta m-a așteptat, acolo am făcut capcană de șobolan. Vă ca până și bolan e? Băi, eu sper să mă trimit acasă după curtea asta, că nu mai vreau. Nu mai vreau nimic viața mea, uite, mă pus de mânușile, ude și ăștia până la sânge. Le dau jos, că îmi dezaburește, îmi asta, îmi strică dezaburirea la geam. Mi-o strică! Mi-o strică! Ușor, ușor, că dai mal. Nici înainte nu prea vezi bine, coxule. Parabriul ăsta parcă e prea mic, micutel, micuț. Uite aici cum se trece, cum da. Aici pică oglinda și cum. Pică oglinda, cum dai, cum pică oglinda, ce-ai? Aici acum ai, uite și tu, bă, băiatule, bă, e atât de greu când dai în gaură, parcă face gaură în cur. Bine, nici nu umflai perna, că mi-e frică că mă bălângân. Și îmi place să mă bălângân, că mă doare spatele. Vedeți? Deci, practic, astăzi avem o zi, o zi din viața mea. E de greu, ud până la sânge. La patron, 1 milion, 2, 3. Aici, acolo dai în capul bordurii. Dacă nu știi să te încadrezi cum trebuie. Ca să te încadrezi cum trebuie, trebuie să o iei așa. Ai văzut? Uite. Pac, 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 pac. Să blochezi intersecția, coxule. Așa viața mea, ce ai făcut și treabă. Da, mă, ce ai, e greu pe pământ de trăit. Zic că dau eu lecții de șoferie de noaptea, de alea, dă tu, eu nu dă. Blocai intersecția, uite. Dacă vrea careva să intre în coastă, după mine, cum stă? Stă că remorca e în drum. De multe ori în viață, când am vrut să ajut pe altul, mai rău l-am încurcat. Știu, eu, știi și voi ce spun. Mai ales care sunt șoferii. Șoferii care sunt șoferi știu ce spun. Da, dar măcar nu iau bordura acum. După mine, știți? Ia, ia. O, bordură, ce faci, nană, viața mea! Bă, da, ta mă laud, bă, ta să laudă gura asta la mine, mă. Bă, cum să-i dau, mă, să-mi bage și colo, și colo, și la geamuri, și pe tot. Hai, dezaburește, futu-s dezaburirea, că nu văd bine să trag vlog. Și dacă stric vlogul, sparg inima în tine, o crap. Te crap în burtă. E, să vedem acum unde eu ajunge. Unde eu ajunge, că nu știu unde mă duc, nu știu unde descar, nu știu unde încar, nu știu nimic azi. Astăzi, din minimii, nu știu. Bine că am apă, să beau. De 2 kg apa. Numai la 2 kg am ajuns vremuri grele în Anglia asta. Am ajuns să trăiesc niște vremuri. Ce aveți? Ia uite ăla cum s-a pus acolo, trebuie să fii atent la el. Că ăștia vor să te băjească prin dreapta și te-ai pus semnalizarea, pac, direct, te-ai băgat. Nu stă la discuții. O, era scaunul umflat, viața mea! Așa mă lăsai jos. Bine, bă, băiat, ia uite.
Bă, uite, bă, nenorocit sunt, bă, băiatule, bă, n-ai, bă, cu cine, bă, nană, bă. Ce ai, mă? E greu cu ei. E greu cu ei, e greu de tot. Pune-mă volanul jos de tot. Și mergi ușor, copsule, că ai 30 limit, dar mergi așa. Înțelegi? Mergi ușor, că deja nu vrea, nu știu ce vrea să facă, vrea să facă drept acolo, ia? Da? Și mergi așa ușor. Băi, ce bine se vede, bă, când e. Trebuie niște lumină în cabine, da? Se vede bine afară. În principiu aia, ar trebui să vadă bine afară. Nu? Haide! Haide! Bă, da, grea, grea marfa, rană. Foarte grea. Foarte grea marfa. Băi, gata pe căldură puternică. Da? Pardon. Bine că apucai de mâncai o țără și ca aceea niște șuncă, niște ceapă, niște... Mâncai pe tradițional așa o țără. Până n-a încărca. Eu acum sper să o suce hainele pe mine până apuc să le ud iară la Manchester. Și după aia sper să nu mă îndea nimica. E 1 jumate, ceasul la 2 jumate, la 3 sunt la... Sunt descărcat, cred că, dacă nu 4 chiar. Să mă cheme înapoi către casă, că nu vreau să fac 12 ore azi. Ar putea să mă îndea ceva, bă, să mă îndea o încărcare, să mă îndea o ceva. Dar eu n-aș prea vrea așa. Bă, de ce rămâne apa asta pe geamuri așa, nu știu. De nu pot să văd eu bine în el. Știți? Eu n-aș fi pus kingă la rolele ăștia. Cine ar fi pus kingă? Au, dacă era după mine să mă bată mama. Oh, bă, băiatule, dacă puneam eu kingă. Eu la marfa asta nu puneam kingă dacă era după mine. Nu puneam. Că știți cum merg? Uite așa. Ia uite cum trebuie să fac autobuz. Bă, nană, bă, băiatule, bă, nu așa, bă. Eu cam tare este. Eu merg ușor, merg bătrânește. Camionul are aproape 1 milion de kilometri, dar mai merge 1 milion. Înțelegi? Merg foarte, trez mult dacă nu mă calcă trenul, cer. Așa conduc eu. Știți? Ia uite, iau piciorul după accelerație din timp. Când văd că lumea frânează în față. Pun și-o piciorul pe frână din timp. Și frânez din timp. Să nu îmbord paleți. Înțelegeți? Să nu îmbord paleți. Eu mergeam și fără kingă în ană, că am mai mers și fără kingă, cu aceeași marfă. Cu aceeași marfă. E greu să îmborzi marfa asta. Da, seama. Trebuie să dai în ea ca să urci un tobă. Dar dacă știi să mergi ușor, e, depinde de marfă. Te uiți pe marfă așa. Înțelegi? Și prostia a fost că trebuie să băgăm și cartoane sub marfă, știți? Aia, lasă pe galben așa, că n-aveam cum să mai calc frână acum. Ce ai? Lasă pe galben așa, ce ai? Deci nu e pe un galben, deci nu e pe aia. N-a avut nici viteză mare, nu pot să spun că a avut viteză mare. Un galben așa scurt, lali. La patron. Nu mai ai cum să mai calci frâna când era în jumătate în direct și te duc galben. Că se îmborda marfa. Nu e în siguranță. Și chiar am auzit în instanță cazuri câștigate. Când practic pur și simplu nu e în siguranță să mai frânești. Mergi conform limitei de viteză. Și pur și simplu în Anglia am auzit caz la CBC câștigat când șoferul a trecut pe galben chiar roșu. Eu nu cred că a apucat roșu. A apucat cred că o secundă cam așa. Când a câștigat în instanță procesul din cauza asta, nu a fost în siguranță să frâneze. Pur și simplu culorile schimbă prea repede pe Anglia. Știți? Pam, 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 pam. Aici în stânga, ușor, ușor. Să atenți când frânați așa pe curbă, mai ales. Aveți grijă când frânați pe curbă sau când accelerați pe curbă, e foarte periculos. E foarte periculos și foarte lali. Bă, de ce s-a buret, bă, geamurile așa în halul ăsta, bă, dă te însinge. Ca e bătrân merg, bă, nana, ce ai? Ești nebun la car, mai ca e bătrân merg. Uite, știu, pac, pac. Schimb benzile, îi dau. Ce frumos fluieră manul ăsta. Cred că se aude și pe cameră. Auzi.
Bai de tot, da? Ușor, ușor. Șapte pureci pe un picior. Și purecii aveau păduc și păduchii aveau laț. Băi, e greu, mă, să ai tona de așa, mă uit când intru în sens. Intru greu de tot. Știi, acum chiar am tonaj. Dacă nici acum nu am tonaj, cred că am 400 de tone ca popa. Trage, bă, când îi dau până jos, dar nu prea rău, eu dau în el. Uite acum, de exemplu, mă. Auzi. Trage, mă, arunca câinele. De aia e câinele pe volan. Ce-i cu câinele pe volan, viața mea? Ha, ha. Câinele pe volan, vă prind cu câinele, nană. Mor. Salutare, dragi prieteni. Hai să vă prind cu câinele, episodul 1. Vă prind cu câinele, episodul 2. Da, la patron. Da, 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 cu mete. Așa, 1 milion, 2, 3, 4, 5. Gata, o prinsă 90, ce ai? Prinsă 90, de acum încolo, gata, decolăm. Ei, frate, ne auzim o leacă, mai trebuie că pe aici suntem pe autobandă. Pe autobandă suntem sătui. De autobandă, cred că v-am săturat. Înțelegeți? Ne auzim imediat ce ajungem la descărcat. Să descărcăm, să vedem cum descărcăm. Sper să vă arăt cum descărcăm, dacă o descărca la umbră. Că ai descărcat la soare, grav de tot. Ia ce faci să vede în oglindă cum zboară apa. Cum cauciucul stropește apa care stă între asfalt și roată. Mă duc în rachetă, văd ce ai. Bă, și merge ăsta, mă, merge. Merge aproape 90, cred că pe GPS merge. Oricum, mi se pare așa că trage ca un câine. Știți ce spun? Așa că ne auzim mai pe aceea așa. Cu multă pace și un ok. GoPro, stop recording.